Medicina alternativă prinde din ce în ce mai mult teren în rândul prahovenilor, așa că multe persoane recurg la ședințele de acupunctură pentru a trata diferite boli. Peste 400 de afecțiuni pot fi vindecate sau tratate cu ajutorul acupuncturii, de la tumori benigne și maligne, la ulceri, gastrită, diabet și infarcturi miocardice. Un tratament complet se întinde în medie pe aproximativ 20 de ședințe, dar variază mult în funcție de natura bolii, vechimea ei și de vârsta pacientului. Afecțiunile neurologice își găsesc și ele aplicabilitate. Ne gândim la migrene, cefalee, pareze după accidente vasculare cerebrale, nevralgie de trigemen. Gama este foarte largă. Prahovenii care utilizează această tehnică susțin că ședințele de acupunctură au dat rezultate acolo unde medicamentația clasică a dat greș. Mult despre acupunctură. Am probleme cu tiroida și hipofisa și, din câte știu, cred că îmi face bine. Și de aceea am apelat la acest tratament, care pot să spun că mă simt foarte bine. Sunt extraordinar de liniștită, psihică. Ați renunțat la pastile de când ați început cu acupunctura? Nu am renunțat la ele. Fac și un tratament complementar cu produse naturiste. Am venit aproape plângând că nu mai puteam de durerea tălpilor și după a doua ședință s-a simțit, azi în a treia ședință. Sunt foarte, foarte mulțumită. O să fac 10. După aceea o să fac coloana cu cervical și lombar cam spondiloză. Sunt foarte mulțumită față de fizioterapia care se face la spital. Și pentru că trăim în secolul frumuseții, cele mai multe dintre prahovence folosesc acupunctura și ca tratament de înfrumusețare. Ridurile devin doar o amintire după câteva ședințe. Poate aplica în tratamentele pentru slăbit, în tratamentele pentru vergeturi la persoanele care au fost mai grase și au slăbit sau au fost însărcinate și după naștere rămân anumite cicatrici. În medie, o persoană care își tratează afecțiunile ușoare are nevoie de 10-15 ședințe de acupunctură pentru ameliorarea stării de sănătate.